La început, când Dumnezeu a creat lumea, a creat o grădină frumoasă ca loc special în care Adam și Eva să locuiască. Dar acum, împreună cu fiul lor, Seth, nu mai locuiesc în grădină. Numai prin munca lor grea se pot descurca acum. Uite, tată! Ne-am străduit atât de mult toată ziua și încă nu am adunat aproape nimic de mâncare. În plus, simt că fiecare zi devine mai caldă. Mereu a fost așa. Nu, Seth, nu a fost întotdeauna așa. Viața era mult mai ușoară. Eu și mama ta aveam de lucru, dar nu era greu, iar pământul ne dădea tot felul de roade. Dar de ce este atât de greu acum, față de cum era înainte? Seth, ești foarte tânăr și nu știu dacă poți înțelege tot ce s-a întâmplat. Crede-mă, unele dintre întâmplări sunt foarte triste. De ce ai spune că a fost foarte trist? Îmi spui mereu că Dumnezeu este bun și că ne ajută. Dumnezeu e bun. Acesta este cu adevărat important, dar lumea noastră s-a schimbat. Totul este diferit acum. Cum era înainte, tată? Ei bine, fiule, știi că Domnul nostru a creat cerul și a creat și pământul. El a făcut lumina și apoi oceanele, toate plantele și fiecare dintre animale. Dumnezeu doar prin cuvântul său a făcut totul și totul a fost foarte bun. Apoi din țărâna pământului și-a folosit mâinile ca să mă facă pe mine. Mi-a suflat în nări și mi-a dat viață. Eram singura persoană, iar Dumnezeu s-a uitat și a văzut că aveam nevoie de cineva care să fie cu mine. Atunci a făcut-o pe mama ta. Cum era ea? Era frumoasă, nu? Când am văzut-o pe mama ta pentru prima dată, crede-mă, fiule, am fost atât de uimit, era cea mai frumoasă creatură pe care o văzusem vreodată. Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea sa personală și ne-a spus că trebuie să avem mulți copii și să stăpânim pământul. A făcut pentru noi o grădină specială. Ne-a spus că putem mânca fructele din oricare dintre copacii de acolo, cu excepția copacului pe care l-a pus în centrul grădinii. Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar despre acel copac. Adam, nu mânca rodul din pomul cunoașterii, binelui și răului. Dacă într-o zi vei mânca, vei muri. Ei bine, cred că e suficient. Să ne adunăm lucrurile și să plecăm. Tată, spune mai multe. Cum era grădina? Grădina era atât de frumoasă. Dar partea cea mai bună era că Dumnezeu era acolo cu noi. Îți poți imagina asta? Sună minunat! Domnul era acolo cu voi! Da, fiule, Dumnezeu a umblat cu noi prin grădină! Wow, îmi place asta! Și cred că amândoi erați foarte fericiți, nu? Așa este, Seth, aveam de toate! Eram în pace cu Dumnezeu! Atunci, de ce s-au schimbat toate acestea? Aceasta este o poveste lungă, lungă și mă gândesc că trebuie să ți-o spun, dar... Seth, e târziu, trebuie să ne grăbim acasă înainte să devină prea periculos pe aici. La 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 la. Mamă! Mamă, am ajuns acasă! Oh, ce mă bucur, fiule!
De ce ați întârziat atât de mult? Știți cât de periculos poate fi să stați pe afară atât de târziu? Îmi pare rău că a durat atât de mult. Seth și cu mine suntem amândoi obosiți, dar am adus asta pentru cină. Mă bucur că sunteți aici acum. Eram îngrijorată că vreun animal sălbatic v-a făcut vreun rău. Nu trebuia să-ți faci griji, mamă. Suntem bine. Doar că atunci când sunt singur aici în casă, tristețea mă cuprinde. Ce m-aș face eu dacă vi s-ar întâmpla ceva? Eva, nu plânge. Încearcă să nu-ți faci griji. Amintește-ți cât de bun a fost Dumnezeu cu noi și chiar dacă nu putem umbla cu El prin grădină acum, El încă veghează asupra noastră. Da, Dumnezeu a fost bun, dar nu mă pot abține să nu mă gândesc cum, din cauza noastră, totul a trebuit să se schimbe. Îmi amintesc totul de parcă ar fi fost ieri. Șarpele era mult mai viclean decât oricare dintre celelalte animale pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Ți-a spus Dumnezeu cu adevărat să nu guși fructele niciunui copac din grădină? Bineînțeles că putem mânca fructele din oricare dintre copaci, doar că nu și din copacul care se află în mijlocul grădinii. Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm și nici măcar să nu atingem fructele acelui pom, pentru că dacă facem asta, vom muri. Pur și simplu nu este adevărat. Nu veți muri. Dumnezeu știe că în clipa în care veți gusta din acest fruct, veți înțelege ce este bine și ce este rău, astfel încât veți ajunge să fiți exact ca Dumnezeu. Vrei să spui că putem fi ca Dumnezeu? Oh, da! La fel ca Dumnezeu! Atunci s-a întâmplat. Eva a hotărât să mănânce când a văzut că pomul era frumos și fructele erau delicioase. Ea dorea să devină înțeleaptă, așa că a luat fructul și a mâncat. Ea i-a dat și soțului ei, iar el a mâncat. Imediat totul s-a schimbat. Și-au dat seama că erau goi și s-au simțit rușinați. Așa că au luat niște frunze și le-au cusut ca să se acopere. L-au putut auzi apoi pe Domnul Dumnezeu mergând prin grădină, așa că s-au ascuns de prezența lui. Adam, unde ești? Doamne, te-am văzut veni prin grădină și mi-a fost frică pentru că sunt gol. Așa că m-am ascuns de tine. Și cine ți-a spus că ești gol? Nimeni, Doamne. Nimeni. Ai mâncat din rodul pomului din care ți-am spus să nu mănânci? Femeia pe care mi-ai dat-o ca tovarăș mi-a dat fructul și l-a mâncat, Doamne. Eva, de ce ai făcut asta? Șarpele m-a înșelat. De aceea am mâncat fructul. Tu, șarpe, începând din această zi, vei fi blestemat între toate celelalte animalele. De acum te vei târî pe burtă și vei mânca din țărână. Te fac pe tine și pe femeie dușmani pentru totdeauna și la fel urmașii tăi și urmașii ei. Fiul ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Eva, îți voi spori mult durerea când vei avea copii, iar soțul tău va avea autoritate asupra ta. Adam, de vreme ce ai ascultat de soția ta și ai mâncat rodul pomului din care ți-am spus să nu mănânci, pământul este acum blestemat din cauza ta. Va trebui să munciți pentru ca pământul să vă producă hrana și așa va fi atâta timp cât veți trăi. Între culturile voastre vor crește spini și mărăcini. Veți mânca doar ceea ce câștigați din sudoarea frunții voastre. Așa va fi până veți muri. Când veți muri,
vă veți întoarce în pământul din care ați fost luați. Te-am făcut din țărână și în țărână te vei întoarce. După ce au păcătuit, Dumnezeu a folosit piei de animale pentru a le face îmbrăcăminte. I-a îmbrăcat astfel încât să fie acoperiți și apoi a spus: acum bărbatul și femeia au devenit ca unul dintre noi, știind ce este bine și ce este rău. Nu trebuie să le permitem niciodată să ia fructele din pomul vieții ca să le mănânce și să trăiască pentru totdeauna. De aceea Dumnezeu i-a scos din grădina Edenului. La intrarea în grădină a așezat ființe cerești și o sabie în flăcări, care strălucea în toate direcțiile pentru a-i împiedica să se întoarcă să mănânce din pomul vieții. Chiar în acel moment am simțit că viața mea s-a terminat. Dumnezeu ne tratase întotdeauna cu atâta plândețe și cu atâta dragoste. Dar noi, prin neascultarea noastră, l-am respins. Atunci am știut că suntem singuri, așa că am plâns cu lacrimi amare. Mamă, tată, credeți că într-o zi ne-am putea întoarce și am putea locui din nou cu Dumnezeu în grădină? Nu. Seth, știu că ți-este greu să înțelegi, dar eu și mama ta am făcut ceva foarte rău. Am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și de aceea suntem acum despărțiți de El. Nu m-am gândit niciodată cum ar putea neascultarea noastră să aducă o asemenea pedeapsă asupra propriilor mei copii. Nu plânge pentru mine, mamă! Ea nu plânge numai pentru tine. Inima mamei tale este rănită din cauza amintirilor ei dureroase despre ceilalți fii ai noștri, Cain și Abel. Dar ce li s-a întâmplat? Seth, totul a fost foarte trist. Mama ta nu vrea să fie nevoită să vorbească despre asta. Nu, e în regulă, Adam. Seth trebuie să știe. Adevărul este că după ce am fost scoși din grădină, am avut doi băieți. Pe primul l-am numit Cain, apoi celuilalt i-am dat numele Abel. Cum erau ei, mamă? Oh, erau minunați! Când Cain și Abel erau mici ca tine, cântau împreună tot timpul. Dar apoi, pe măsură ce au crescut, lucrurile s-au schimbat. Cain era un om al pământului și a crescut pentru a deveni un agricultor priceput. A muncit din greu și a adus acasă cele mai bune roade ale muncii sale. Abel a preferat să aibă grijă de oi. El le ducea la cele mai frumoase pășuni și la cele mai bune locuri pentru apă. Într-o zi, Cain a mers pe câmpul său să culeagă niște legume și să le prezinte lui Dumnezeu ca jertfă. Dar ceea ce a oferit Cain nu a găsit favoare înaintea lui Dumnezeu. Abel a adus și el o jertfă. El a ales cel mai bun miel din turma lui și l-a oferit lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost foarte mulțumit de el. Când Cain a văzut cum Dumnezeu aprobă jertfa fratelui său, dar o respinge pe a lui, s-a înfuriat. Fața ei s-a umplut de furie și Dumnezeu, care vede totul, i-a vorbit: Cain, de ce ești atât de trist și supărat? Dacă faci și tu ceea ce este bine, nu crezi că voi fi mulțumit și de tine? Nu te lăsa amăgit. Luptă-te cu păcatul și nu lăsa să te biruiască. Dar Cain nu a vrut să-L asculte pe Dumnezeu. El a permis mâniei și dorințelor sale rele să preia controlul asupra lui. Dumnezeu a fost atât de mulțumit de fratele meu Abel, dar de mine nu. Îl urăsc pe fratele meu. Știu, îl voi convinge să meargă la plimbare cu mine. Și de îndată ce nu se va uita, îl voi omorâ. Cain l-a căutat pe Abel și a făcut exact ce plănuise. L-a dus departe și l-a ucis. Apoi a fugit, crezând că nu-l văzuse nimeni, dar Dumnezeu știa tot ce făcuse Cain. Ce ai făcut, Cain? Cain, unde este fratele tău Abel? Nu știu. Este treaba mea acum să am grijă eu de el? Sângele fratelui tău Abel strigă la mine din pământ. De acum înainte vei fi sub blestem.
Nu vei putea produce nimic în țara în care ai vărsat sângele lui Abel. Oricât de mult ai încerca, nu vei recolta nimic. Și vei rătăci pe pământ ca unul care nu are casă. Și astfel Cain a plecat departe, departe. El a fugit de Dumnezeu și de noi. Păcatul ne-a schimbat cu adevărat viețile pentru totdeauna. Nu vom fi niciodată eliberați de blestemul care a ruinat viața fiilor mei. Mamă, nu voi face niciodată ce a făcut fratele meu. Asta este și speranța noastră, fiule, dar poate fi foarte greu. Păcatul a intrat în viața noastră acum și nu este întotdeauna ușor să ne iubim. În plus, avem un dușman, unul care vrea să ne distrugă. Un dușman? Da, îți amintești că un șarpe i-a spus mamei tale că dacă va mânca fructele, ar putea fi ca Dumnezeu? Când mi-a vorbit, l-am crezut. M-am îndoit de cuvântul lui Dumnezeu. Am uitat cât de bun este Dumnezeu cu mine și am crezut că pot deveni înțeleaptă ca Dumnezeu. Dușmanul lui Dumnezeu a fost cel care ne-a înșelat și numele lui este Satana. Satana? De unde a venit? Satana nu a fost întotdeauna dușmanul lui Dumnezeu. La început, când Dumnezeu l-a făcut, a fost foarte bun. Dar atunci, cum a devenit atât de rău? Dumnezeu l-a creat ca un înger și era perfect în frumusețea lui. Dumnezeu a vrut ca el să slujească împreună cu toți îngerii pe care îi crease. Dar a venit ziua când mândria a intrat în inima lui Satana. El a vrut să fie egal cu Dumnezeu. Satana a spus: îmi voi ridica tronul deasupra cerului și voi fi ca Dumnezeu. Și astfel Dumnezeu l-a alungat din cer împreună cu alți îngeri, care au ales să se răzvrătească împreună cu el. Acum Satana este rege peste toate duhurile rele și demoni. El este cel mai mare dușman al lui Dumnezeu. Vrei să spui că Satana și demonii lui luptă împotriva lui Dumnezeu? Da, și își folosesc acum puterea pentru a distruge ceea ce a făcut Dumnezeu. Satana dorește să conducă lumea cu mult rău și să ne înspăimânte de frică cât să nu ne închinăm lui Dumnezeu. Dar nu are dreptul să facă asta. Lumea îi aparține lui Dumnezeu. Da, Seth, ai dreptate. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și numai Dumnezeu are puterea de a-l învinge pe Satana. Dacă am fi ales să ascultăm de Dumnezeu, Satana nu ar fi avut nicio putere în viața noastră. Da, este adevărat, dar nu putem schimba asta. Ceea ce putem face este să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute. El este încă Dumnezeu și este singurul care ne poate salva de păcatele noastre și de rău.